Vă mai aduceți aminte de Subway Surfers? Ei bine, dacă nu, acest videoclip este pentru voi, deoarece astăzi hai să ne readucem și noi puțin aminte de jocurile copilăriei, unul dintre cele mai populare jocuri de pe vremea aceea, nu știu, cred că din perioada 2016 așa, din câte știu eu, acest joc a apărut prin 2012 și eu să zic, nu știu dacă mă jucam eu în 2012, 2013, 2014 sau ceva de genul, dar sincer, țin minte sigur că prin 2016, ceva de genul, 2017, chiar mă jucam și așa, dar astăzi hai să retrăim și noi momentele copilăriei și hai să-i dăm drumul cu primul meci în care ne alargă acest gardian, nu mai știu ce era, gardian ceva la ceva, nu știu care e faza de ce mă alargă și așa, adică ce am făcut eu, ce a făcut caracterul ca să fie alergat de acel gardian, probabil e un gardian nebun și toate astea, dar hai să ne readucem aminte de acest joc și scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să mai jucăm astfel de jocuri, să ne readucem aminte și lăsați-mi voi acolo în comentarii, cum v-am zis, puteți să lăsați jocuri, idei de jocuri pe care vreți să le mai jucăm, pe care le jucați voi în copilărie și așa. Eu să fiu sincer, ok, am jucat mai devreme și am completat deja câteva de astea, mai jucat puțin din greșeală, dar totuși am zis, bă, ia să văd cum mai era jocul și toate astea și da, chiar este un joc tare, chiar mă bucur că am ocazia să-l rejoc și așa, ok, mamă, stai că trece trenul pe aici și chiar aș vrea să mai fac să fac o serie din asta, să jucăm cât mai multe jocuri ale copilăriei, deoarece jocurile acestea, sincer, sunt cele mai tare. Bă, bune, scrieți acolo în comentarii, după părerea mea, jocurile copilăriei, niciun joc nu o să le întreacă în niciun caz niciodată, pe bune, adică jocurile copilăriei sunt jocurile copilăriei și punct, pe bune, și ca să fie ceva mai nostalgic, dar nu știu dacă pot să-i dau eu drumul acum, dar vreau să încerc. Ok, mamă, dar nu cred că am timp și așa. Vreau să-i dau drumul la ceva frumos ca să vă aduceți aminte în tocmai de acel joc și toate astea. Ok, mamă, stai că trece ăsta. Vreau să fie un drum mai liber ca să fac și eu treaba aceea, să vă arăt și așa. Bun, pe aici trecem așa. Să treci prin partea asta, să nu și noi astea. Bamba, mamă, stai că era să mă duc. Era să mă duc, m-am lovit acolo puțin, dar nu e nicio problemă. Nicio problemă. Hai să trecem și pe aici. Bam 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 bam. Trece și asta prin mijloc. Bă, da, nu pot să fac. Ok, o să vă arăt după sau na, nu pot acum, din păcate, dar aia, vă arăt după și a murit. Ok, am primit și o cheiță. Nu mai știu exact ce făcea cheița asta, parcă puteai să avansezi în continuare, dar hai să-i dăm drumul și noi. La momentul copilăriei cum era, vă țineți aminte direct de acest joc cum era și așa. Deci muzica, mamă, dar o am încet, trebuie să o dau tare, mamă, stai că revenim. Ok, și auzim și muzica nostalgică, cum aș putea spune eu, altfel decât nostalgic, pentru că este o melodie, sincer, chiar tare și așa. Bă, dar stai, s-a schimbat melodia? Cred că s-a schimbat melodia, e ceva în plus la ea, dacă auzi și așa, nu e aceea normală, sau o fi de la hartă, oare că e o hartă așa mai de Halloween, de ceva, după cum puteți vedea, sunt pe aici, văd că sunt niște cimitire, niște chestii de-astea, adică așa pare, sincer, sper să nu greșesc și toate astea, dar totuși hai să vedem. Bă, hai să facem și noi un high score cât mai mare, nu știu, scrieți voi acolo în comentarii dacă mai știți high score-ul vostru, ce high score aveați? Eu chiar nu știu ce high score mai aveam, adică cât de bun eram la acest joc, cât am trecut eu cel mai mult, dar hai să facem un high score acum și să sperăm că o să fie cel mai mare high score pe care l-am avut eu în viața aceasta pe acest joc, de cât timp am jucat eu și așa, nu știu câte ore să zic că am în el. Câte aș fi avut eu toată viața și așa. Bă, da, oare am 100 de ore? Cred că am 100 de ore, sincer, în acest joc. Sau, nu știu, chiar habar n-am. Da, nu cred că am 100 de ore, sincer, pentru că nu era chiar jocul pe care îl jucam eu cel mai mult. Acum, dacă stau bine să-mi aduc aminte, mă jucam foarte mult Zombie Tsunami. Mă mai jucam, era un joc, nu mai știu cum să mai numeam, știam de el mai devreme, dar uite acum am stă pe limbă, nu mai vine, nu mai știu exact cum să mai numeam jocurile. Dar chiar scrieți voi acolo, voi ce jocuri mai jucați în copilărie, adică în afară de Subway Surfers, că bănuiesc că toată lumea juca asta. Ah, ok, mai jucam și Clash Royale, asta toată lumea să juca Clash Royale și așa, dar ce mă mai jucam? Ah, gata, mi-am adus aminte, Head Soccer, nu știu, știi cine... Mamă, cum am murit data asta. Știi cineva dintre voi Head Soccer? Chiar sunt curios dacă știți acel joc. Era un joc super tare. Chiar era un joc super tare pe care îl jucam. Era acela în care te luptai cu cum ar veni headball-ul, un fel de headball. Că headball-ul e mai recent, dar ăsta era de dinainte. Te luptai cu mai multe țări și așa, jucători care aveau puteri diferite și așa, tu erai un cap cum ar veni și trebuia să dai gol ca la fotbal, adică vă dați seama, Head Soccer, nici nu trebuie să vă mai explic că v-ați dat seama. Și probabil că mulți dintre voi chiar știți acest joc, sincer. Și așa, bă, dar sper să nu se audă foarte tare jocul, că nu știu cum se aude exact pe filmare. Sper să nu se audă foarte tare, sper măcar eu să mă aud și toate astea, mamă, stai să nu cad aici, că era, dacă dădeam cu capul, era cam nașpa. Ok, acum hai să maxez și eu, vreau să fac și eu un high score cât mai mare, oare pot să fac și un high score mare, mamă, dacă mă mai lovești așa? Doamne. Aolea, bă, băieți, nu știu cum fac eu high score, că în felul acesta nu o să fac niciun high score. Hai să nu dat asta, deci în partea dreaptă aici, jos, în sus, de fapt.
Vedeți că arată high score-ul. Ah, ok. Îmi arată cât am eu high score-ul, cât mai am până la el. Mai am 19600 ceva de genul până ajung să mi dobor high score-ul pe care l-am jucat eu mai devreme, v-am zis așa. Dar totuși să-l terminăm. Hai să facem și noi high score mai mare. Deasupra sus de tot unde arată și ori 2 acolo, în dreapta arată cam unde suntem noi și așa unde ne situăm. Deci suntem la 1000 aproape. Chiar o să facem 1000 chiar acum, ori 4 acum. Stai că luăm și noi bănuți mulți. Avem 57 de bănuți. Hai să luăm și noi foarte mulți bănuți și să trecem să facem astea multitasking cum ar veni. Luăm și bănuții, facem și astea să trecem și noi frumos cât mai departe, să facem high score mare de tot. Hai să vedem, bă, oare reușim să facem 100.000, mamă, chiar ar fi tare să facem 100.000 și așa. Eu încerc, sincer, mamă, dar abia sunt la 2000, cred că este foarte mult să facem 100.000, dar măcar 50.000 dacă facem ar fi perfect, sincer, dar da. Hai să vedem, deci vin trenurile și așa, bă, chiar e tare harta asta, arată ok, bă, dar eu vreau muzica normală, că sunt sigur că nu asta era muzica normală, cred că este o muzică tematică de la harta aceasta, cum arată ea și așa. Și aș vrea și harta normală cum era pe vremuri, dar și muzica normală, dar și harta asta chiar este tare, arată, are un ambient așa mai tare, mai un design așa frumos, chiar este super tare și așa. Dar da, nu știu, ia să vedem, mamă, fiți atenți că de aici o să vină trenul și bam bam bam. Da, trenul ăsta de unde a venit, frate? Adică eu chiar asta nu mi-am putut imagina, n-am putut percepe treaba aceasta. De unde vin trenurile astea când sunt alte trenuri care stau pe loc în poziția aceea, deci chiar e ciudat acest joc, dar na, n-ai ce să-i faci, că până la urmă așa ar trebui să fie. Dar era tare dacă se mișcau și trenurile astea totuși care stau pe loc și așa în poziția cealaltă, adică în partea cealaltă, chiar ar fi fost ceva tare. Mamă, dar ce high score am acum? Mamă, deci mai am 13.000 până îmi dobor high score-ul meu, bă, da, atât de mult m-am jucat mai devreme, chiar nu știam că am trecut chiar așa de departe, sincer. Dar parcă durează din ce în ce mai mult, chiar durează din ce în ce mai mult și eu nu pot să-l fac. Hai că am dat și eu jocul puțin mai încet, să sperăm că nu, cred că s-ar auzea prea tare, sincer, nu știu, chiar cred că s-ar auzea prea tare. Bă, dar pe ce am apăsat aici, ce e acest lucru cu plus de-astea, cu plus de-astea, chiar nu știu pe ce am apăsat și așa, ce sunt chestiile astea de la aveam puterile, dar nu cred că existau înainte pe vremuri puterile acelea, chiar nu cred că existau și așa. O, acum mă mai înțeleg și eu, că eu chiar nu mă auzeam mai devreme, că s-auzea foarte tare la mine încă, nu știu cum s-auzea la voi, sper să s-audă totuși încet de la voi, dar acum nu știu dacă se mai aude, sincer, dar nicio problemă, că mai băgat și eu niște muzică de aia frumoasă pe fundal, cum s-ar spune, dacă nu s-aude acum, dar... Bă, dar stai puțin, acum parcă prea repede l-am făcut. A, cred că high score-ul și astea, cam ajuns prea repede acum, cred că trebuie să, dacă luăm și noi bănuți și chestii de genul mai multe, cred că așa facem high score-ul, sau cu chestia de-am dat eu mai devreme, de-am apăsat plus 4, oare asta e treaba? Că uitați-vă acum cât de repede cresc în ăsta. Chiar cresc foarte repede acum, eu mă miram, bă, de ce durează așa mult? Eu țin minte că mai devreme n-am jucat chiar așa de mult, dar acum chiar înțeleg acum, uite, dacă iau 2x aici, cred că asta și face treaba, ia să vedem. Parcă da, uite că grăbește pasul așa, deja am ajuns la 10.000, ok, mă, păi facem 100.000, dacă nu facem 100.000, eu nu plec de aici până nu fac 100.000, că chiar este foarte ușor să fac, dacă nu fac, cred că sunt cam fraier, sincer, și așa, dar da, hai să vedem, deci noi și noi buții ăștia să sărim, bam, sărim așa, n-avem nicio treabă, sărim peste fiecare ăsta, uite aici, mă bag în fața lui, sar, mamă, ce am crezut că mă ia, chiar am crezut că mă ia de data asta, dar ia să vedem, mai mergem și pe aici, bam, bam, bam. Chiar îmi era dor de acest joc să-l mai joc și așa câteodată. E bine că l-am găsit totuși să-l fac full screen, să se vadă perfect pe video, că chiar era păcat dacă nu puteam să filmez acest video. Chiar era păcat, mamă, dar stai să nu mă lovesc că vreau și eu să fac 100.000. Bă, stai, am făcut deja 100.000, what? Un video, mamă, te me gustaría saber de unde te cât de repede trece timpul, că avem o roptă acolo, după cum puteți vedea, cam aia e faza. Și deja am ajuns la 200.000, a, pe ușor, mă, hai să facem 1.000.000 atunci. Mărim miza, cum s-ar spune, dar dacă nu mă lovesc și eu de ăsta, pot să fac și eu 1.000.000, da? Dacă mă tot lovesc de el, nu mai ajung niciodată la 1.000.000. Avem 217.000, ceva de genul, mamă, stai că deja să grăbește pe aici jocul, chiar să grăbește jocul și a murit. A, cât am făcut, am făcut, ia să vedem high score-ul. 23, a, ba, numai 23.000, păi eu ce vedeam acolo? Păi ce vedeam acolo, că nu înțeleg de ce vedeam 23.000, asta e întrebarea mea, nu știu ce vedeam, dar ce mai vedeam aici? A, ok, am completat misiunea aceasta, avem un achievement, ok, hai să luăm și noi ăsta, nu știu ce, dar hai să luăm un spray ceva, ok, interesant, bun, hai să vedem ce mai avem noi pe aici, misiune iară mi-apare încă una, dar cred că mi-era, there's something new in the shop, ok, ceva nou în shop, ce nou, că nu e nimic gratis, sunt și le cu chestele gratis, ca așa e rămână până la urmă. Chiar 23.000.
Hai să ne colorăm și noi totuși, să ne luăm skinul acesta pe negru, dacă tot l-am luat, dark outfit. Ia să vedem cum e acesta, e mai șmecheraș el așa de fel. Dacă dau racheta asta, ok, mă duc așa pe sus, am înțeles, mama, asta chiar e tare. Dar am luat racheta asta, jetpack-ul, dar hai să mai luăm și noi ceva, ok. Păi da, n-a fost, bănuți unde sunt? Ah, ok, uitați-vă pe aici bănuți. Păi eu nu vă sunt bănuți deloc. E bine că luam magnetul, mai colectăm și noi niște bănuți pe aici, avem deja 2000. 3000 scor, ok. Păi nu știu ce vedeam eu, 100.000 atunci, 200.000, chiar nu știu de ce vedeam atâta. Iar mi se părea ceva ciudat la mijloc totuși, dar da, hai să vedem. Mai avem 29.000 până la high score-ul nostru, ceva de genul, cam așa, și ne avem 4.000. În momentul ăsta fix 4.000 aveam. Ok, hai să vedem și aici ce luăm. Astea, astea sunt niște cutii pe care le deschidem noi după când pierdem, dar hai să nu pierdem totuși, ăsta este obiectivul, să rezist și eu cât mai mult. Bine, e imposibil să nu pierzi la jocul ăsta, dar să rezist și eu cât mai mult, chiar mi-aș dori acest lucru. Dar da, bă, da, hai că mă descurc, gardianul ăla cam lent, cam lent să mișcă gardianul. Hai să mai iau și eu astea pe aici, bam, bam, bam. Bă, da, buții ăștia parcă, dacă trec așa, uitați-vă. A, da, nu, credeam că e un fel de magnet, da, totuși tot trec prin el. Cum ar fi, mamă, stai că nu mai am buții. Bă, ce-am crezut că încă-i mai am, bă, deci încă am crezut că încă-i mai am și degeaba. Ok, hai vedem ce ne pică din ăsta și 1000 de coins, ok, nu știu ce fac cu ăștia. Bă, da, eu cred că niciodată nu mi-am cumpărat pe jocul ăsta, doar mă jucam și așa, adică nu știam ce aș putea să-mi cumpăr. Bă, dar nu știu ce sunt astea, le-am folosit pe toate. Cred că îl dau pe ăsta mai spate. A, nu, uitați-vă că am făcut ori 10 aici. Cred că asta e treaba, adică nu știu exact, că nu știu, alea nu erau pe vremuri, chiar nu erau pe vremuri alea, nu știu, spuneți-mi voi, erau pe vremuri, că eu chiar nu mi-aduc aminte să fi fost, eu știu de astea, de astea de layout, de buții aceștia, de magnetul acesta, știu că era pe vremuri, rest nu mai știu de nimic, de jetpack și de cheițele alea, rest nu cred că mai exista nimic, chiar nu cred că mai exista nimic și așa. Bă, dar n-am mai văzut litere, noi am completat aia cu literele, oare, cu hover, de la hoverboard sau ceva de genul, am completat literele alea sau, că nu mi-aduc aminte, sincer. Dar totuși hai să vedem, bă, dar vreau și eu să fac high score, măcar 50.000. Am ajuns la 28.000, parcă 28.000 făcusem, dar vreau să facem și noi 50.000, chiar ar fi super tare să facem 50.000 acum pe episodul acesta, dar oricum, dacă vrei să mai facem, și m-am gândit, bă, ar fi tare să aduc și pe cineva să fac un 1v1 cu el, să vedem care face cel mai mult score, să facem o perspectivă așa, să punem într-o parte de ecran, în partea stângă ecranul meu cum ar veni și în partea dreaptă ecranul invitatului, chiar ar fi super tare să facem chestia asta și să facem pe mai multe jocuri, v-am zis. Dacă vreți să mai facem și așa cu alte jocuri, lăsați-mi acolo în comentarii ce jocuri mai știți și voi, ce jocuri vă jucați voi în copilărie, pe care dacă le jucam și eu totuși, dacă sunt niște jocuri pe care le jucam și eu și îmi plăceau, chiar aș vrea să mai fac videoclipuri, că ar fi ca lumea, adică de exemplu Zombie Tsunami, chiar este un joc super tare din copilărie, pe care eu îl jucam, Clash Royale la fel, nu mai știu exact ce mai jucam, Head Soccer, altceva nu mai știu ce mai jucam, sincer. Chiar nu mai știu, adică am jucat foarte multe jocuri la vremea, bă, dar chiar, pu, cine știe jocul acela, pu, era cu un de la de-l spălai, dar aveai și multe minigame-uri la el, Talking Tom, tot la fel, mai era un de ăsta de la Tom, care avea tot așa minigame-uri, nu cred că era Talking Tom, cred că erau alte de-astea, habar n-am, nu mai știu ce mai era, dar chiar era super tare, hai să luăm și noi magnetul acesta, să mergem și noi cu el, bam, 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 și pe aici, asta trecut numai pe mijloc, deci ultimul mi s-a părut că vine în partea stângă și era să mă dau pe mijloc și o pățeam. Chiar o pățeam, ok, hai că mi-am doborât scorul, nu? Recordul, mi-am doborât recordul? Da, fix acum am doborât recordul și așa. A, ba nu mă, astea sunt recorduri de la alții, ok, ce mi-apare mie acolo, dar recordul meu, nu, și recordul meu mi l-am doborât, deci avem 40.000, mamă, stai că n-am mai fost, iar te mă uitam sus. Bă, dar asta e prostia mea, că mă uit eu la record și așa, ok, 41.498, aproape de 50.000, vreau să mai joc o singură dată și să vedem dacă faci 50.000 măcar, dacă nu, aie, v-am zis, dacă mai vrei să mai facem episoade cu Subway Surfers, în care să aduc chiar și invitați cu care să joc și toate astea, chiar ar fi super tare, mamă, stai că am făcut o problemă aici, ar fi super, super tare să aduc invitați și chestii de genul, să mă mai joc și eu cu foarte mulți YouTuber și chestii de genul și abonați dacă vreți să jucați și voi. Și ar fi super tare, dați și voi acolo un like, să facem și noi la acest videoclip peste 100 de like-uri, chiar ar fi super tare, chiar m-aș bucura dacă am putea face peste 100 de like-uri la acest videoclip să mai continuăm și noi cu seria asta, dar bă, meciul acesta nu s-a pus ok, a fost așa de încălzire, hai că încălzire, dacă e că eu mă joc aici de vreo o jumătate de oră, habar n-am, bine, nu nici chiar o jumătate de oră, dar de un sfert de oră aproape, cred că tot ne jucăm, sincer, chiar nu știu, mai devreme când am văzut erau vreo 8 minute și așa, dar acum nu știu câte avem. Sper să nu avem și noi foarte mult, să nu vă plictisească acest joc și așa, acest videoclip, dar eu zic că nu vă plictisește, deoarece vă mai aduce și voi aminte de jocurile copilăriei și chiar este unul dintre cele mai tari jocuri din copilărie, sincer.
Dar chiar nu mi-e mai băi, eu nu mi-mai aduc aminte de ce jocuri mă mai jucam. În afară de cele pe care vi le-am spus mai devreme, chiar nu mi-e mai aduc aminte. Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii, cum am zis, ce jocuri vă mai jucați voi în copilărie, care vă plăceau vouă foarte mult și așa, care este jocul vostru preferat din copilărie, dacă aș putea spune. Bine, eu ce v-am enumerat până acum sunt jocuri de pe telefon, de pe Android și așa, pe care le jucam, ca așa de pe calculator sunt altele, dar... acolo e altceva, vreau să facem coase de pe telefon, care erau foarte populare de la jucat toți, că până la urmă lumea mai mult a jucat jocuri de pe telefon, deoarece, să fim sincer, toată lumea are telefon, calculator mai puțin, dar telefon chiar are toată lumea și sunt multe jocuri pe care le jucați de pe telefon și așa că, să fim sincer, mamă, stai chiar să mă lovesc. Cred că vă descărcați toate prostile, adică așa eram eu, descărcam un joc, mai descărcam altul, mai ștergeam altul, mai descărcam altul și tot așa, sincer. Bă, de unde a venit mă trenul ăsta, că nu era nimic? Bă, da, parcă se lăguiește, opa, de ce am lag? Parcă merge cam greu aici, nu știu de ce merge cam greu, dar sper să nu fie vreo problemă la mine și să fie doar ceva de la joc acum. Hai să mai fac, bă, nu pot să cred, mă. Cred că ne dăm bătuți episodul acesta, dar după cum bine v-am zis, hai că am luat și hoverboard-ul, chiar am luat hoverboard-ul aici. Ok, ce mai avem aici la misiuni? Ia să-i deam acolo, am completat ăsta 15 de-astea, ok. Păi da, mi-arată o misiune tot așa în continuu, dar nu o găsesc. Deci acesta este recordul meu, nu? Cred că acesta este recordul meu, 41.498 recordul meu. Hai să facem și noi în următorul videoclip, trebuie să trecem peste 60.000, 50.000, logic, trebuie să facem, dar asta depinde de voi, dacă vreți să mai facem următorul videoclip, trebuie să vă abonați, dacă încă n-ați făcut-o, să dați și voi acolo un like, să facem și noi peste 100 de like-uri la acest videoclip, dacă vreți să mai facem Subway Surfers, chiar este un joc tare, sau dacă vreți să mai facem și alte jocuri, v-am zis, dacă vreți să facem Subway Surfers, aș vrea să aduc mai mulți invitați, să aduc YouTuber și așa, să... vin eu cu cineva, bă, hai să facem, vedem care face cel mai mare high score, facem și pe provocări dacă vreți, lăsați și provocări în comentarii dacă aveți sau ceva de genul, habar n-am, nu știu, dar, da, cam atât a fost cu acest videoclip, dacă mai vreți episoade de genul, like, subscribe, cu voi a fost Rafael, pa, pa, pam, 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 pam.